îmbătrânește corpul, că ce să facem, că să îmbătrânească. Îmbrățișează îmbătrânirea. E superbă. Nu știu de unde ai învățat că tinerețea e superbă. Aia o știi, da? Și îmbătrânirea cui o lași? Acolo sunt transformările cele mai, da? Îmbătrânirea, îmbrățișează, adoră. Să vezi în ce se transformă. Nu ești curios, curioasă. Că ce să facem să... Nu trebuie să faci nimic. Accept. E ca și respirația, e ca și respiri, da? Cum e organismul, cum e, da, toate transformările, cum adică? E superbă, e superbă. Câte transformări are organismul ăsta al nostru și cea mai puternică e pentru ca să fie cumva, da, transformarea mai nedureroasă și nemai, aha, organismul apare ca o pielea e îmbătrânită, corpul e mai, da? Înăuntru te simți foarte bine, dar e cumva ca la broasca aia țestoasă care are câte sute de ani, da? Și cum arată toată. Nu știu dacă e comparația reușită. Acolo e. E superb. Așa e organismul tău. E ca la... Așa e. E ca și cum imaginează-ți că te-ai născut așa. Și tu nu știi, au fost date peste cap energiile și de mică toți oamenii erau de mici întinsă pielea, da? Date energiile peste cap și de fapt toți sunt ca ăștia, șerpișorii ăia, dragonii ăia care sunt, da? Și vezi, Doamne, la bătrânețe, care-i problema? E superb corpul tău, e minunat. Altfel n-ai ajunge unde ești, n-ai trăi, ai muri după 10 ani de căsătorie, da? După 10 ani de la naștere, așa. Prostii. Înțeles unde ești? Ok.